Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege care aprobă taxa de solidaritate pe care trebuie să o plătească toate companiile care desfășoară activități în sectoarele energetice. Cu toate datele pe această temă vine colegul nostru Cornel Pitucea. Te ascultăm. Bună ziua, Irina, bun găsit, domnilor și domnilor. Așadar, vedem că acest subiect are și o concluzie. Proiectul este adoptat. Vă reamintesc că la jumătatea lunii aprilie, președintele Klaus Iohannis a retrimis legea în Parlament către reexaminare. Vedem că astăzi există și un vot final, mai exact 182 de voturi pentru, 38 împotrivă și 44 de abțineri. De altfel, am văzut că a fost un subiect care a născut adevărate tensiuni în plenul Camerei Deputaților, atunci când cei doi deputați de la diferite partide, respectiv AUR și PSD, au făcut acele discuții aprinse în plen. Vom vedea până la urmă dacă și când va fi promulgată legea de către președinte Klaus Iohannis și, bineînțeles, ulterior să fie și publicată în monitorul oficial.